toată lumea. Astăzi ne vom juca Simple Sandbox 2. Astăzi va fi un al doilea episod pentru că noi pe acest canal am mai avut un episod, dar astăzi vom face al doilea episod și vreau să zic că îmi pare rău dacă n-am făcut episoade cu acest joculeț, pentru că joculețul ăsta este dintre seriile, adică sunt dintre episoadele care eu am făcut cu joculețul ăsta, adică pe vechiul canal. Scrap Mechanic și joculețul ăsta erau baza pe canalul meu vechi, adică într-un gen erau jocurile de bază pentru mine și pe viitor au fost și Roblox, și Blockstrack și tot așa până în prezent. În prezent am zis, am renunțat, nu știu dacă voi renunța la seria de Scrap Mechanic, dar dacă, dacă mai fa voi mai face un episod pe viitor cu Scrap Mechanic și ăla va strânge vizionări multe, înseamnă că o să vă placă și o să vă placă și ăsta. Dacă ăsta vă placă, o să-și cânt cu restul. Țin minte că am mai făcut ultimul episod așa mai interesant cu mai mulți oameni, era cu zăgeata albastră și cu, adică când era ziua mea și eram cu verii mei, hashtag Teozeciu și Gabi 2014 și zăgeata albastră. Era ziua mea pe atunci. Și astăzi am zis să revizităm acest joculeț pentru că au primit un update destul de special. O să-mi pregătesc niște arme înainte toate, ca să nu, sau stați că, sau o să poziționez niște arme mai aproape de fapt, pentru că în jocul ăsta s-a băgat un update interesant, să zicem. Da, și s-a băgat un update destul de șmecheros și da, am schimbat aici grenada, aici vom pune shotgun-ul, că știți, nu știu dacă v-am zis, dar arma era de bază și astăzi vom vedea noile chestii. Da, s-au băgat NPC-uri. Da, nu știu, îmi pare rău dacă joculețul ăsta e o leacă mai întunecos, adică mai întunecos și prostie, mai liniștit de când s-au din nimica. Ia. Și avem zombie în joc, care acum câțiva, iată, deci acum avem zombie, adică acum într-un gen avem NPC-uri, ok. Hai să spunem, adică gândiți-vă că putem să facem invazii zombie de acum. Înainte să folosim niște manichine înainte, dar acum pentru că, bă, de când s-au băgat către zombie ăștia, vom face chestii șmechere. Bă, s-au băgat foarte multe. Eu m-am mai jucat pentru că, oh. Bă, ăla trage în mine. Ok. Deci există și închisuri care trag în tine. Ok, o băgat așa ceva. Deci vreau să revin cu seriile astea, pentru că Sandbox și jocul ăsta, acest Sandbox 2 și Scrap Mechanic au fost două serii mari în trecut și am zis, bă, să mai revin și cu seriile care am amintit. Clar cu multe nu știu dacă mai revin de multe chestii. Mi-a venit o idee de serie, dar că o să aveți o surpriză după episodul ăsta, adică vreau să fac serii noi pentru că vreau să-mi cresc canalul. Bă, și mai mult sunt aici încă un alt NPC, găină. Bă, nu știu dacă mi-a venit jocul ăsta. Gata. Nu știu cine, nu știu, e un joc cu găini, pentru că jocul ăsta îmi dă reclame, pentru că am uitat că jocurile, bine, în principal eu mai uit ca prost să-mi deschid în netul, adică uit să-mi chinetul și pe aia am probleme. Restul, este o băsta, nu știu cine cu NPC-ul ăsta. Ia. Ce-o, bă? Po, așa făcut cum m-a lovit. Hai dă nu cu skin-ul ăsta, dar că restul e o bunga, cred că e același caracter. Hello, this is your former president Barack Da, Obama, cred că e and I just aceeași want. chestie. Văd că nu mai. Ia să mai vedem ce chestie au mai băgat. Adevăr că veplopii sandbox-ului sunt niște veplopuri destul de încăpățânați cu update-urile. De ce zic asta? Păi, nu au mai băgat update-uri de mult. Se vede de când, de un an întreg, bine, din luni întregi m-am filmat cu jocul ăsta, dar niciun update, frate. Deja mașini, văd că e asta doar. N-am înțeleg ideea că e o mașină ciudată, dar că vrem, dorim și noi să avem alte chestii. Na, e o mașină și simplu, clasică, doar o conduci. Azi de motociclete. Ca motocicletă vochi asta nouă. Ia. Restul care vedeți așa mai noi sunt cumpărate din mine. Nu le-am luat undeva, sunt noi, sunt cumpărate ori și simplu din mine. Da, pentru că eu mai cu am mai cumpărat, am mai jucat jocul ăsta și am mai cumpărat skinuri. Și astăzi cam două skinuri, nu-i mai schimbare, dar că ia. Da. Și mă enervează la jocul ăsta, e că sunt
Adică sunetul motocicletei, a mașinii, toate sunt la fel, adică o croată se stă așa în aer. Se vede că skinul ăsta e la grăbit, pentru că n-ave proprii, îs niște putori. Mai nu vorbesc urât. Uite, chestia asta e nouă, că de când există, nu știu. Stați la să umblu pe setări, să dau pe audio, să dau o leacă pe la un 7, aia pe la un 7, 6 pe acolo. Nu de asta, dar se aude tare și știți când se aude un lucru prea tare, nu prea mă aud eu. Bun, hai să, prima oară când văd, cum îi zicea, mă? Știu că, nu știu dacă să mai folosesc baloanele astea de wire guard, nu știu cum se zic, nu știu cum se cheamă, dar știu că au existat un accident cu astea. Știu, nu că promit, dar știu că există de genul. Ok, înainte toate, dacă vrem să ne plimbăm, stați ăla că să ștergem astea, pentru că generează lag, pentru că jocul ăsta e ăla cam impertinent. Oh, de ce mi-au băgat în pământ? Nu știu. Stați ăla că... Bă, noi mi-am jucat din mult jocul și văd niște schimbări, tot există cu G, G, M, nu știu ce. Plus 200, plus 2000. Nu știu de când există chestia asta, dar că... Na. Da, și n-am mai jucat jocul ăsta din mult, pentru că n-am mai avut idei și ne-a dat la rând, na. Vreau să fac chestii noi, să nu vă plictisesc cu aceleași serii. Dar, na, voi găsi jocuri noi de data asta și poate pe Android, pentru că să-mi trageți toți niște pani și să mai ziceți și voi niște jocuri noi pe Roblox. Că jur că n-am mai găsit niciun joc nou. Pe bune, zic. Deci, jocuri pe Roblox nu mai am găsit. Și de asta joc toate jocurile pe Android. Și de asta mă gândesc să revin. Uite, mă, tank. Uite, să trece un mare tank. În chestia asta fac ceva nou. Ultima, în sfârșit are șină, mă, în sfârșit tankuri cu șină de aia, că... Asta îmi plăcea, mă. Uite, mă, Kilia, mă, Kilia. Mă mir cu nu vin în cap, dita mai tunul ăla. Da, mă, ăsta e un fel de tun ăla care îl foloseau rușii, dacă nu mă înșel. Uite, intrugem, așa se ținea și... Oh. Bine, aici trage o singură rachetă, dar în realitate trăgea cu mai 1000, trăgea cu mai multe. Oh. Ia zicem că acum, asta ți-a spune o mașină, oricare mașină să zicem, hai că să zicem că pun BMW-ul ăsta negru. BMW-ul ăsta negru, să zicem. Îl pun la mișto, hai că îl pun aici, așa, hai să ne urcăm pe el și hai să dăm drumul. Ia, astrăzi. De păcate m-a sunat cineva. Nu știu de ce, dacă în efectiv când fac un episod mi se întrerupe sunetul și nu mai am sunet. Dar mașini, hai să mai punem mai multe mașini. Ce mă zgârcesc eu cu mai mult, cu mai puține. Hai, o să facem lag în server. Ok, să nu exagerez cu obiectele, dar voi pune câteva și să vedem. Ok. Vreau să mai vedem ce chestii noi sunt. Nu știu, la trenul știu, am mult cum să văd. Asta am vrut să fac un bubă, e toate. Ia. O rămas zero. Bun. Hai să vedem altceva. Hai că mașinile nu prea sunt mari chestii la mașini. Cai, nu știu de ce sunt inutili. Roboții nu au fost schimbați. Văd că aici e... Nu cred că... Stați că nici nu v-am prezentat aici. Uitați, aici avem un skateboard. Aici de băieți. Văd că poți să umbli. Cum îi zicea, mă, la apărătura asta? Hoverboard sau... Cam așa se zicea. Da. Oh! Ok, merge. What the fuck? Da, arată ciudat rău cum caracterul... Cum... Mâinează că nu au niciun sunet și astea nu poți să le distrugi. Ia bubuie. Cerculeu. Da. De când... Da. Ok, hai să nu mai spargi în chestii că văd că bubuie skateboard-ul. Ia. Da, nu au niciun sunet astea, dar... Uite, ăsta măcar e ceva mai normal aici, adică nu... Mai caracterul de cu capul de aer, adică nu înțelegeți voi.
Văd că scuterele deloc nu au mai schimbat nimic, ca trenurile nu. Văd că au băgat bărci. Cred că da, erau. Asta văd că e singura barcă nouă. Ok. Băcat e nou. Hai să vedem obiecte. Ce mai bă? Ia. Halloween. Ia. Bă, că, na, cred că v-am mai pre... cred că ne-am jucat, că ne-am jucat cu Teo 10, nu știu dacă aveți un dacă vă uitați pe canalul vechi, pe canalul vechi, pe canalul ăsta. Eu cred că n-am fost jucat cu Teo 10, eu cred că am spunat una din casele astea, dacă nu mă înșel. Ia, ce mai e băgat aici niște insule, mamă, vezi că faci roleplay pe aici în joc. Aici curse, munți, natură. Asta cu trenul e cam învechită, asta cu chestii vechi, așa, aici cu laborator, aici cu shop, adică magazin, fermă. Ia să mai vedem ce e aici. Uite ce avem aici. Ok. Da, aici sunt. Ia să vedem. Ce cu craniul ăsta, mă? Deci, e craniul din fână, dacă nu mă înșel. Așa arată de bine. Avem și o versiune roșie. Ia. Da, uite că e și o versiune roșie. Hai să punem toate steagurile astea aici. Hai că punem. Pac. Japonia, ok. Dar, bine, clasic, nu există România pentru că, na, știți cum e, sunt jocurile astea. Nu toate bagă România, dar că na. E fain să le joci, dar păcat că nu-ți bagă. Da, uitați, ce am putut aici. Asta e Belarus. So, stai aici pe invers. Nu, asta e Belarus, cred că nu știu. Da, e Belarus, nu știu. Aici avem Turcia. Avem Su. Asta e SUA. Stai să vedem dacă e SUA, că nu știu. Da, e SUA. Regatul Unit. Aici avem Regatul Unit. A, se spunea deja. Brazilia și pe aia Canada. E cam atâta există. Ca steaguri. O, ce am făcut acesta? Scoate-mi alea că roboții și știam. Na, ca să joi de când m-am mușcat și câte s-o băgat. Adică... Asta cred că e Serbia? Sau... Da, nu știu ce țara asta, dar cred că e Serbia. Nu știu că eu nu prea le știu, nu prea le am cu țara aia, cu Serbia. Ucraina, China, Japonia, Belarus, Rusia, Turcia, SUA, Regatul Unit, Brazilia și Canada. Ce mă? Spectacol. Să-mi bat picioarele din nuc la un cad de abonați, fac spectacol aici. Ia. Să mor eu de la un cad de abonați în jocul ăsta și facem un spectacol. Să-mi bat picioarele din nuc. Nu e idee bună, uitați oameni buni. Da, uite câte chestii s-o băga și nu mă mai joc, ca tâmpitul. Adevăr că nu mai am idei de joc, adică nu mai am idei să fac chestii în acest, pe acest canal, înțelegeți oameni buni? Adică, nu mai sunt așa de mult. Jocul ăsta nu mai primește update-uri. Singurul update a fost ăsta cu zombie, cu NPC-urile. Data a fost, cred că, nou băgat în joc. Dacă simulăm un invazii zombie. Dar de ce toți zombii se duc într-o altă zonă? Asta-i atragem pe toți. Să vin, să intre pe, să vin cu mine, să intre cu mine în casă. A, ce bine că nu mi-a frecat o palmă, că vedeți că am 24. Hoverboard-ul ăla, sau așa se zice, nu știu, zic bine. Corectați voi în comentarii dacă mai am comentariile activate, că știți că YouTube-ul face scârbă. Hai să intrăm în casă, repede. Închide ușa, închide. Ia. Ce-i vazi zombie. Dacă nu mă înșel, dacă sunt prea mulți, ce să bu se bugoiască, adică... Sunt cam mulți. Ok. Mai lasă jocul ăsta că nu există un sistem de lumină în jocul ăsta, adică nu există să bagi. NPC-urile astea văd că l-am arătat pe unele episoade de sandbox, preultimile. Aici sunt niște NPC-uri, ce mai avem aici? Animale, hai să spunem porci.
Gata, am pus mai porci. Gata. Cred că în iarna asta mă fac cât ușa. Ulei, ce ciudată de cu porci ăștia. Aule, câți porci am băgat în casă. Mă mir cu un porc a ieșit din în casă. Uite cum stau zombie la ușă. Da, ăsta e sandbox, nu mai nu sunt multe. Uite ce băga foc, ok. Ok, băga foc. Ceva nou. Chestii teleportat, vă că. Și să ne teleportăm. Da. Și cam atât a fost băgat nou. Pentru mine doar că dacă sunt chestii noi, dacă știți voi chestii noi, corectați-mă în comentarii. Și dacă v-a plăcut acest episod de Sandbox 2, eu am fost Radu Hitler și dacă v-a plăcut, eu am fost Radu și eu am fost zombie și v-am lăsat. Pa!